rețele de canalizare cu gunoi scos după poartă, așa trăiesc cei mai mulți care au casă pe pământ. Vecinii nu spun nimic, pe semne fac și ei același lucru. Ne-am deprins să trăim în orice condiții. Mormaia de gunoi, ape poluate, acesta este peisajul ecologic al orașului Strășeni. Cine a contribuit la formarea lui? Irresponsabilitatea și lipsa unei educații. Ne-am obișnuit să aruncăm gunoiul care și pe unde apucă. O vorbesc numărul gunoiuștilor neautorizate pe care le găsim la fiecare margine de drum. Încetul cu încetul ne transformăm orașul într-o groapă de gunoi. Resturi care după ce se descompun contaminează apele freatice. Ne mai întrebăm cum au ajuns să fie poluate toate fântânile arteziene, râurile, în ce am transformat râul Bâc, ne otrăvim viețile în fiecare zi prin nepăsarea noastră. Iar cea mai mare problemă este indiferența cu care unii tratează acest subiect. Ce-i greu să duci mai departe? Drept acolo. Chiar că așa sunt lăsați. Ce-i fără ei cu ei? Că ia ca moie o azărită, că-i spun omului. O azărită acolo și o azărită. Și n-au nevoie. Și când pe drum morți, sunt ești, îi lasă pe acolo. Eu mor, cine eu moară, nu știu. Potrăgesc, nu știu de altă. Sunt mâți pe aici, mărdare, bolnavi, acte, cu șerpi. Am fost la ora 8:20 dimineața. Și aici pșicâni erau aici. Ia mă lângă asta, pșicâni unii o travă. Sunt și oameni care caut lângă noi. Și unde e ecologia, unde e la noi? Unde e curățenia noi în Moldova? Dacă e azi de gunoi, pe drum e chec acolo a zbările. Mă îngrijorează tare situația, pentru că poate fi o epidemie. Câini care poartă gunoi peste loc, dar în afară și de asta copiii. Copiii aruncă, părinții trimit copiii, copiii aruncă, eu de câte ori am făcut curățenie, este acolo străduță mică unde vine lumea și aduce gunoiul. Adică poate trimite sara și au frică de câini și le aruncă așa unde nimerește, după casă, în dosul casei, unde nimerește. E o situație strașnică și nu se e nicio măsură. Strada asta e principal. Trec tăți care trăiesc din fundul fundului, care trec întreagăt chiar așa cu mașina și aruncă din drum. Unde nimerește? Unde merită în ladă, bine. Nu unde merită în ladă, e bine și așa. Aruncă unde nimerește. E o situație nu-i bună. S-a stăruit primăria să aranjeze, să facă pentru lumea la noi. Cu părere de rău nu tăți au cultura aceea care ar trebui să o aibă. Ne-am obișnuit că cineva trebuie să colecteze gunoiul. La gospodăria comunală din orașul Strășeni muncesc peste 40 de angajați, dintre care 8 sunt antrenați zilnic la salubrizarea orașului. Sunt puțini, dar evacuează gunoiul de pe urma a 20.000 de locuitori. În fiecare zi sunt golite tomberoanele de deșeuri. Sunt zile în care ele sunt mai goale, însă culmea, angajații sunt nevoiți să stringă gunoiul de pe jos. Asta e comportamentul omului ăsta. Poți să depindă de noi, ca la să le iei dimânuță pe fiecare să pui gunoi în tomberon. Asta e după sovestea și comportamentul omului, cât de civilizat omul este. Я думаю, что они хорошо работают, но люди у нас как-то невоспитанные. Мы будем на писте напте, где приндем мамины. Тут уж есть, назвичек, ее красотура национала, само что. Есть, где приндели, просто. Потому что, да, как в фикаре, где приндели, я требую стерпите, ну. Потому что не требует, ну, дестул зи, сау, доу, и дестул май мул тимп. Cel mai eficace este ca lucrul ăsta să se discute în familie, da. Și lucrul ăsta bănuiesc că trebuie să înceapă de acolo, de la grăniță, școală și mai departe. Dar dacă acasă nu văd lucrul sau acasă nu se practică să depoziteze deșeurile într-un loc, pe urmă să evacueze, clar că el nu va face niciodată lucrul ăsta. Toți au priceput că e mai bine când e curat decât nu e curat. Măcar că diferența care e că dacă alții au priceput că e bine curat și în momentul să se răsuflice mânecile, să se implice în proces, alții așteaptă. Așteaptă să facă gospodărie comunală, așteaptă să facă primărie, așteaptă să facă ecologia sau nu știu cine. Lucru care nu e bun din principiu motiv, că nouă nu ne avem puteri. Noi avem, așa v-am zis, eu am 50 de muncitori, nu, 60, acum la sezon vor fi o 40, că iarna mai liberăm câțiva. Nu pot face 40 de lucrături față lucrurilor în tot orașul. Primăria are doi lucrători care curează acest proces. Ecologia sau inspector ecologic de la fel are câțiva inspectori care nu le vedeți pe tot Raiul.
E nevoie ca, știți ce e nevoie? E nevoie că dacă cineva vede că s-a aruncat o pungă cu gunoi, se facă observație. Dumneavoastră n-ați făcut corect, e nevoie să o luați, să o dați în lată. Și dacă asta face un vecin sau dacă face un prieten, vă dați seama, te simți nu știu cum, mare cum. Când un vecin îmi spune că eu n-am pus în lată gunoi sau un prieten îmi spune, atunci va avea efect, altfel nu. Că dacă eu arunc, dar prietenul spune bravo, nu este efect. Potrivit directorului gospodăriei comunale, zilnic de către angajați sunt evacuate în jur de 35 metri cubi de gunoi. Tot atâția metri cubi sunt transportați de sine stătători de către locuitorii orașului. Însă o treime din populație zilnic preferă să arunce gunoiul în locuri neautorizate. Conform datelor, în orașul Streșeni, pe lângă gunoiuște autorizată, mai sunt în jur de 6 mari gunoiuși neautorizate, iar mici sunt peste tot. Se luptă nu prea intensiv cu... Pentru că pentru a te lupta cu ele e nevoie de putere. Puterea în vedere, nu putere muști, dar în vedere putere legislativă. Până când la noi, în Moldova, așa putere are doar spitalul ecologic. Și v-am zis, iau 2-3 oameni care lucrează acolo, nu dovedesc. Până acum se implica și poliția, dar de la 1 martie, știți dumneavoastră, poliția nu se mai implică în procesul ăsta, este doar de seama puterilor locale. Puterea locală la rândul ei are și un lucrător, doi, care nu poate, nu dovedește, să zicem așa, nu reușește. Potrivit directorului gospodăriei comunale, o problemă acută este și cea a cadrelor. Salariul mic nu prea motivează. Întrebarea cadrelor este destul de dificilă. Nu e prea primit ca omul să mături strățele, să fie hamal. E puțin rușinos lucru, nu aș ști de ce, dar asta e treaba. Și nu prea doresc oamenii să vină să muncească aici. Dar eu am spus și acolo și spun și acum că dacă ar fi salariul măcar 4.000 pe lună, atunci s-ar găsi oameni care ar păși peste orgoliu și ar lucra la noi aici. Și vom face tot posibilul ca salariul să fie așa, că altfel nu vom avea lucrători. Și așa, care vedeți dumneavoastră, sunt destul de în vârstă medie, cam de 50 de ani, nu mă prea aranjează, am nevoie de muncitori tineri. Luptăm cu morile de vânt în condițiile în care oamenii nu doresc să plătească pentru serviciile de salubrizare, iar legislația în vigoare nu obligă cetățenii să încheie un contract de evacuare a deșeurilor. Dacă luăm mediul anul ăsta, avem cam 40%, 40% e puțin, pentru că diferența de 60% nu avem de unde acoperi. Și cum vă descurcați? Păi dar nu ne prea descurcăm. Avem un risc să înfinisăm anul cu pierderi cam de 300 de mii la capitolul salubrizarea orașului. Nu este bine din mai multe puncte de vedere. Nu este bine că nu e bine, nu e bine că nu avem alți bani cu ce scobim banii ăștia și anul viitor putem începe, nu știu. Adică era bine dacă populația achita taxele, achitau taxele. N-aș zice că sunt chiar mari pentru oraș, în Moldova sunt și mai mari. Dar totuși nu achită populația. Potrivit strategiei de mediu, care va costa statul peste 8,6 miliarde de lei, în următorii 10 ani, situația ecologică a țării noastre ar trebui să se îmbunătățească. Unul din obiectivele principale este și reducerea numărului de gunoiuși, de 3.000 în 8. Însă asta înseamnă că vom fi nevoiți să plătim un preț mult prea mare pentru salubrizare. Mai greu pentru noi, de ce? De atât că acest proiect prevede depozitarea deșeurilor, poligoanelor din toate localitățile Moldovei. Și este un lucru destul de costisitor. Și dacă acum noi avem un preț la depozitarea deșeurilor și el deja este discutat de populație că e scump, că nu ajung bani și mai departe. Iarna se achită foarte greu deoarece populația achită alte cheltuieli, căldura, încălzirea. Cred că va fi destul de greu de implementat, tocmai din punctul de vedere. Când populația nu va înțelege că acum se achită 9 lei. Noi în oraș achităm 9 lei. În cazul dacă va fi un proiect demarat de care vorbim noi și vom fi nevoiți să zicem să ducem gunoiul, nu știu, la Chișinău sau la Orhei, depinde, da? Este o distanță. Distanța asta sigur că va fi o parte din tarife.
și taifurii poate chiar să dubleze, lucru care e destul de greu de lămurit populație. Dacă fiecare cetățean și-ar sorta deșeurile și-ar plăti pentru salubrizare, atunci am putea vorbi de deschiderea unei uzine de prelucrare a gunoiului. Prin urmare, am scăpat de gropile de gunoi, iar deșeurile s-ar transforma în bani. Noi avem cam 40-50% de deșeuri care sunt reutilabile. Le poți folosi cortonul, hârtie, masă plastică, da, PET, sticla. Avem și sticlă. Așa, și metal chiar, și fel de fel de alte materiale care sunt reciclabile. Și lucrul ăsta trebuie făcut numai decât bine. Noi nu îl facem acum din cauza că colectarea deșeurilor în oraș se face până și împreună. Nu avem tomberoane aparte. Și nu facem lucrul ăsta din cauza că totul mai departe îți duc la o singur gunoiște. Ne ridicăm case cu 2-3 nivele, mai atârnăm și 2 antene satelit, însă nu ne-am învățat să ne creăm condiții elementare pentru o viață mai sănătoasă. 1 din 5 moldoveni nu au acces la canalizare, iar 9 din 10 locuitori au încă WC-urile în curte. Una din problemele principale care o vedem noi astăzi este problema apelor. Deci știm foarte bine că orașul Strășeni a fost unul din acele orașe care nu dispunea de apeduct. Cu păreri de bine s-a făcut un lucru foarte bine, cu ajutorul Ministerului Mediului, Apele Moldovei, au contribuit Consiliul Raional, Primăria orașului Strășeni, s-a reparat apeductul Micăuț Strășeni. Și apa a fost adusă în oraș, la moment beneficiază de apă care este folosită în alimentare, însă, cu părere de rău, nici până la moment întreprinderea municipală Apă Canal nu dispune de autorizare de folosire specială a apei. Deci, practic, apa este livrată cetățenilor fără această autorizare. La repetatele noastre deci demersuri ca întreprinderea să obțină autorizare, deci dumnealor motivează că până la moment apeductul nu este dat în exploatare și din aceste motive deci ei nu pot să dispună de această autorizare, ceea ce, cu părere de rău, nu este drept, deoarece odată că apa este dată în oraș, ei trebuie să dispună de autorizare. Deci, nicătând la sancțiunile care au fost aplicate, problema rămâne încă nerezolvată. Fiecare gospodar își face o fântână în ogradă, iar în celălalt capăt de curte sapă o groapă de vreo 3 metri adâncime, pe post de canalizare. Uite aici, mintea moldovanului. Ce se întâmplă în acest caz? Apa din fântână la scurt timp este contaminată. Însă majoritatea particularilor dispun de haznale, care apoi, prin contracte cu întreprinderea municipală Apă Canal, deci apele uzate sunt evacuate la stația de pompare despre care v-am vorbit. Gospodăriile care nu sunt conectate cu canalizarea centrală ajung să achite persoanelor pentru evacuarea apelor menajere. Acum am fost martor la unde sunt vărsate aceste ape, în această gaură, iar de aici apele ajung să se revarse în râul Bâc. 90% din râurile Moldovei au apele poluate, care nu pot fi folosite pentru irigare. O excepție nouă face și râul Bâc. Uitați-vă ce splendoare avem aici! Râul Bâc continuă să prezinte un pericol ecologic în condițiile în care, pe zi ce trece, se transformă într-un depozit de deșeuri menajere. Situația este alarmantă și din cauza numărului mare a gunoiștilor neautorizate din preajma lui, care reprezintă focare de eventuale explozii ecologice. Sticle și pungi de plastic, sticle de bere, anvelope, legume stricate lăsate de agenții economici care activează în apropiere. Toate acestea duc la poluarea albii râului Bâc. Vina pentru situația creată o poartă oamenii și agenții economici din preajma râului. Râul Bâc e o catastrofă ecologică din alt punct de vedere, știți dumneavoastră. Se varsă în el fel de prostii, mai ales după ce și nouă mai la vale.
El nu s-a curățat de ani, de zeci de ani, de zile, albe deja nu mai este, are o jumătate de metru. Nu știu dacă mai trăiește în el vreo vietate de ceva. Poate mai este câte un baboi, era pește așa micul. Unul din doi moldoveni nu au acces la apă potabilă, iar apa a 84% din fântâni nu este bună pentru consum. Mai toate fântânele au apă care nu poate fi consumată și apa care curge prin robinete nu ne inspiră încredere. Ne-am obișnuit să o filtrăm, fie să o procurăm pe cea din magazine. Am ajuns să plătim scump pentru elixirul existenței noastre și o să plătim încă mai mult dacă nu o să ne pese de mediul în care trăim, dacă nu o să întreprindem acțiuni la redresarea situației în care ne-am pomenit. Ani de zile oamenii au folosit apa fără sistemă de canalizare, practic stratul de sol este adică afectat și din aceste motive și calitatea apei este foarte la un nivel foarte scăzut. Moldova produce anual circa 800.000 de tone de deșeuri. Avem proiecte finanțate, strategii și acorduri în domeniul ecologiei, însă starea lucrurilor se schimbă cu pași încet. Una din cauze poate fi și lipsa unui dialog între populație și autorități. Peste 5 ani nu vom mai avea unde depozita gunoi în orașul Strășeni. Și ce ne facem atunci? Mai săpăm o altă groapă de gunoi? Cât timp trebuie să treacă ca fiecare dintre noi să conștientizeze pericolul care ne paște? Prea mult, vor spune unii.